Hello, hello, dragii mei, și bun găsit! Se vede cu ochiul liber, e 11 fix, începe Frății află tot. Am fost cu ochiul pe tot ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare, dar și pe tot ce au făcut vedetele noastre și v-am pregătit o oră de super, super distracție. Nu sunt singură și nu puteam să încep această emisiune minunată fără minunații mei. Ileana Voicu, Ghinea și Robert Popescu! Ia uzi, bă, băiatule, că suntem minunați, habar n-are ce să bagă. Trebuie. Nu știu, am mai zis, am mai avertizat o dată, dar nu vrea să înțeleg asta. Nu înțelege, bă, băiatule. Sau știi că, cred că ne umblă, face psihologie inversă. Ne amenință să fiți minunați că dacă nu... Dar de fiecare dată e un mesaj de ăsta. Da, subliminal. Am auzit că... Dar de ce nu recunoaște? Bă, de ce nu recunoaște ce v-am spus la protocol? Ce, că ne omor și că ne... Da, că ne omor, că ne bați, că ne... Dai afară, că nu mai mergi cu noi în America, să ajungem la Hollywood. Nu fac griji, totul este în regulă. Totul este bine. Noi ei se alintă acum, știu că îi iubesc foarte tare și că îi alin și că îi pipăcesc și că m-am grijă de ei de fiecare dată când vin aici, dar aici acum doar se alintă. Suntem și noi mici, a fost ziua copilului. Da, e adevărat, ne alintăm, că noi suntem sensibili. Mai ales eu. Este mai sensibilă, brută. Vreau să vă întreb. Abia așteptăm să vedem ce ne pregătim. Toată săptămâna, deci toată săptămâna am făcut flotări, tracțiuni, abdomene. Pentru emisiune. Pentru emisiune, să vin la emisiune, să fiu pregătit. Normal că sunt pregătit. Fiți atenți, începem cu o cântăreață despre care nu s-a mai vorbit de foarte mult timp. Ea a aclamat la scene deschise și a fost acolo în topuri cu toții, știm. Un refren pe care ea l-a fredonat și l-am auzit cu toții, chiar și în telenovele. Fiți atenți ce v-am pregătit. 2, 3 și tu! E soarele meu! Ești viața mea! Ești aerul pe care îl respir! Încă o dată! Hai, mă, mică, ai nevoie de medicație. Zi la mama ta că-ți fac un ceai de tei. Bă, zic că nu ți-aduce aminte de tei. Ești viața mea, cum trebuie să nu mă duc aminte. Cât aerul, dar n-are nicio rimă asta cu ești aerul pe care îl respir. Da, și tu te-ai luat de, acum te-ai luat de rimă, nu că dare păi, dar nu e nici încrucișată, nici... Rima îi lipsește, restul le are pe toate. Pe toate, toate. Timbru, îmi place. Eu vreau să vă întreb dacă voi credeți că ea cu această voce ar fi reușit în zilele noastre să fie în trending. Absolut. Păi cum nu a reușit? Există calculatoare. Cu voce a reușit. Numai că cântă. Păi cu voce a reușit, dar nu ce cânt. Aveți, de la ce v-ați luat? Da. Există calculatoare acum care... calculatorul face toată treaba, tu nu trebuie să mai faci nimic, doar te auzi așa un pic. Când ești soarele meu, ești soarele meu. Măi, eu chiar am cântat foarte mult timp refrenul tu? Ăsta, sincer. Dar eu îl cânt și acum. Ai cântat chestia asta vreunui băiat? Vreunui băiat nu, dar cânt. Mă, vezi, uite, prin baie, pe unde apuc. Vezi ce ți-e și cu succesul ăsta, acum nu e bine. Ori e foarte bine, ori, nu ori e. Este foarte... prof. Bine, voi nu mă credeți că a fost cântăreață? Fiți atenți, v-am pregătit un videoclip pe care ea l-a filmat și l-a cântat alături de Adi Cristescu. Vorbesc despre piesa care eu și vă dau așa câteva secunde să vă aduceți aminte de perioada ei de glorie. Tu ești cum îmi place, care deci, fiind bătrână, fiind bătrână, da. Oh, Doamne. Pe principiul fiind băieți, păduri cu trei ram, îmi aduc aminte perfect. Da! De vremuri linkare, Oana Zăvoranu presta la televizor cântare. Wow! E ca să vezi că eu am avut ritm, rimă, bă, băiatule. Este perioada în care, mi-l aduc aminte, era cu Pepe, cu Numai Iubirea, nu? Era perioada aia super, super de succes a lor, când ea, veșnică, într-un veșnic scandal cu mama ei, a vrut să-i demonstreze că ea este... om de televiziune și vedetă de România. Că poate. Și-a pus, evident, era în perioada aia când a început să-și pună silicoane, urmând mai apoi să le schimbe de multe, multe, de 8 ori mai multe exact. Ori. Iar acum nu mai are, din câte am... Da, nu mai are. Și mi-aduc aminte cât de frumos vorbea Pepe despre ea, cât de talentată era iubita lui și cum îi scoate piesă și cum o să aibă succesuri. Ce a avut? Carinio. Tu ești cu Carinio. Băi, mi-a plăcut super mult piesa asta. Ai, nu mai fiți răi. Mi-e chiar wow, atât de rară. A fost o super colaborare. Nu știi
știe ce e un inampu, că e tânără. Știi ce e un A, da. Știu, mă, eu la unde se asculta muzică, nu? Acela este, da. Acela este, nu este un aparat. Nu, mă, nu era. Era un program. Walkman. Hai, cobagii. Walkman. Bine, fiți atenți. Eu în această zi de luni care tocmai a trecut, am avut multă, multă treabă. Și anume 2 ore și jumătate am stat lipită de laptop. Și asta pentru că Cătălin Măruță și Oana Zăvoranu au filmat un super, super podcast. Ei bine, vă spun doar atât. Este deja pe locul 2 în trending. Și apropo de ce am vorbit noi mai devreme cu Oana Zăvoranu, care a încercat și cariera asta de cântăreață, haideți să vedeți ce a avut ea de spus. Ești și antreprenoare, pentru că ești și femeie de afaceri și povestim imediat. Da. Ești și youtuberiță și actriță. Așa. Am încercat eu și cu cântatul un pic. Da, dar mi-am dat seama. Da, cum aia? Cum era? Tu ești soarele meu! Devenise virală la un moment dat. Da, dar băi, n-am fost o Mariah Carey și este bine să-ți dai seama când ești ridicol. Dar chiar nu făceam nici playback-ul care îl fac ăștia din butoane din ziua de astăzi. Adunate sunt bine. Eu le-am dat să asculte despre cariera ei muzicală și al meu. Aia sunt ei de acum pe bune? Băi, dar... De ce atât au înțeles? Eu vreau să întreb mă și eu scuzați, n-am vrut. Ceva. Da. Oana Zăvoranu și-a făcut ceva la față? Băi, eu știu că a fost întrebată în podcast despre intervenție și a zis că de tăiat cu bisturiu nu s-a tăiat, dar probabil o injectată, da, pentru că a început să aibă figura aia de... Au început psică. Bărbații să-și facă injecții, de ce nu și-ar fi făcut oare? Uite, uite, se vede din profil, uite, la pomeți, uite, uite. Are 48 e bombă. Băi, și arată super bine femeia. Super bine, băi, asta încerc să spun. Indiferent de ce spunem și ce boșcălii facem noi aici, mie Oana Zăvoranu îmi place de mor. Și mie. Îmi place, frate, mie e asumată, e... Este cea care a dat tonul stilului pe care îl promovează Dana Burdeanu din punctul meu de vedere în momentul ăsta. Adică ea a fost diva divelor care zici a zis de toate. Zici că Oana Zăvoranu a fost întâi și apoi Dana Burdeanu? A, nu, da. Da, normal. Oana, Dana Burdeanu. Dana Budeanu a venit. Dar știi că a fost întrebat în podcastul ăsta. Știi, Oana, că acum telespectatorii spun că tu o copiezi pe Dana Budeanu și a zis, na. Doamne ferește, cum să fie așa ceva? Deci de fiecare dată când Dana Budeanu, când Oana Zăvoranu făcea chestii de astea pe, la televizor, că atunci nu exista internetul, Dana Budeanu era soție de actual om de afaceri, așa? Da. Și era nu, era și designer, era fashion, este, nu știu ce. Este, da, dar spun ce era atunci. Și era soția domnului de afaceri și designer, asta se întâmpla. Și prietena Mihai Rădulescu. Eu îi întreb de cântăreți, ei s-au dat pe operații. Deci de fiecare dată când vin la emisiune, trebuie să-mi arătați câte o domnișoară, doamnă. Doamnă. Trecută de 40. Da, trebuie să te-a răsurat răsurașul ei. Deci a fost Loredana Groza. A fost Dana Budeanu, acum e Oana Zăvoranu. Data viitoare cine? Iris. O știi pe Iris? O știți pe bătrânica cu ochelari? Data viitoare. Da? 80. Deci nu mai îmi aduce prospături, nu mai prospături. Deci vreau să spun, ai o declarație și pentru Oana Zăvoranu în momentul ăsta? Da, mi le aduceți așa, ăsta e tiparul meu. Trebuie să recunoști că oricum îți aduc deci, ce trebuie. Da, mi-aduce ce-mi trebuie. Dar așează-te, mămică, la casa ta. Așează-te la casa ta, îți transmit. Dar niciun caz nu pot să mă așez la casa mea cu cineva uite, care uite, e așezată la casa văd pomeții. Ideea este așa, când zici Oana Zăvoranu, nu ai cum să nu te gândești la cel mai controversat divorț ever. Vorbim despre divorțul din anul 2011, divorțul, bineînțeles, cu Pepe. A ținut mult timp prima pagină a ziarelor, dar a și rupt ratingurile la 2 posturi de televiziune concurente. La unul Oana, la celălalt Pepe. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu acest divorț și care a fost motivul pentru care Cătălin Măruță nu a vorbit, sau ea nu i-a vorbit lui Cătălin Măruță foarte mulți ani? Haideți să vedeți în următorul material. Divorțează Pepe de Oana Zăvoranu, corect? Da. Nu, divorțează Oana Zăvoranu de Pepe. Amândoi ați... Da. Fost... Nu, eu am divorțat de el înaintea lui, dar el nu știa. Nu fi nebună. Păi nu sunt nebună. Că el a divorțat, că te-a găsit cu laptopul ăla și nu, cu Tudy. Nu, nu, el a divorțat că eu n-am mai vrut să mă ierte el. Atenție, că mamă, tu nu știi de acasă. Pe asta? Eu am divorțat că n-am mai vrut să mă ierte el? Cătăline, dacă tu ești soțul meu și eu te prind pe tine cu una. Și tu, logic ar fi să spun, gata, este game over,
Dar eu nu spun e game over. Dacă ai să uiți de eu îți dau cuvântul meu de onoare că șterg cu buretele. Și tu vii și îmi spui, sâc, hens, nu vreau să uit de încă nu mă mai interesezi tu. Ce să cheamă, că ai divorțat? Poți să zici tu, Dica, ca să putem să lăsăm la montaj. Ce să cheamă, că ai divorțat tu de mine sau practic eu n-am vrut să mă ierți tu? Voi ați fost niște oameni care v-ați iubit foarte tare și a fost o relație foarte frumoasă și nu poți să negi asta. N-am să neg niciodată, Cătălin. Tocmai vorbeam de... A fost reciprocă iubirea voastră. Nu, a divorțat pe Doana. Nu, a divorțat Oana de pe... Ok. Și s-a produs divorțul. Așa. Și atunci, ții minte că te-am sunat, am venit la tine și am povestit și ți-am zis, băi, corect. Haide să povestești, hai să vedem ce se întâmplă la emisiune. Da, îmi place, te iubesc, I love you. Ai venit la mine. Da. De ce n-ai spus, m-am dus, l-am căutat pe la în Boscheți? Pentru că cu tine aveam o relație mai apropiată. A, mulțumesc. Pentru că lucrasem împreună și mâncasem un covrig. Covrig pe care eu numai că tu n-ai vrut să vii. A? De ce? Iată și primul câștigător. Exact. Deci eu n-am vrut să vin. A avut aia de la Antena 1 mai mulți bani. Deci eu... Nu, pentru de că... Ce? Păi eu n-am ținut, eu n-am vrut să fac toată tărășenia. Da, vorbeai de... ai vorbit? Păi am vorbit pentru că la un moment dat când cineva stă cinci tu ne-ai pun, zis, domne, nu. Și normal că l-am sunat pe Pepe, care n-aveam o relație. Am zis nu. Pentru că cumva în backstage, între avocați, convenisem, Cătălin, îți spun, repet, dacă vrei o ții, dacă nu o dai la... Toate convenisem, există avocatul respectiv, se cheamă Morărescu, Alex Morărescu, care a spus, băi, ca să nu facem tărășenia mare, a vorbit chiar cu el și a spus, hai să facem o chestie gen nepotrivire de care... Da. Și el a fost ok. În momentul în care ești ok și gen punem Batista pe țambal, nu te mai minunezi că am prins-o pe nu știu cine cu nu știu cine. Că noi convenisem gen backstage că o dăm așa frumos. Da, numai că era rănit. Și lui Pepe îi spun că tu încă o mai iubești pe Zăvoranca și sunt convins că și ție îți spun oameni că tu încă îl mai iubești pe Pepe. Da, dar numai că la mine s-a văzut, eu nu m-am căsătorit în ambiție. Aici intrăm pe un teren... Hai că intrăm imediat. Pe un teren minat pentru tine. Eu nu m-am căsătorit în ambiție. Eu am mai stat câțiva ani de zile până l-am găsit pe al meu pe care îl iubesc pe bune. Și acum aș putea să spun pentru că tu mai așteptai că se împacă Pepe cu tine. Întrebare capcană, a divorțat Oana Zăvoranu de Pepe sau Pepe de Oana Zăvoranu? Eu am înțeles că Oana Zăvoranu nu a vrut să ducă la măruț. Da, tu asta ai înțeles? Da, frate, deci mi se pare, băi, cum e asta cu... De fapt, eu am divorțat de Pepe pentru că Pepe n-a vrut să mă ierte. Nu, explic... pentru că n-a mai vrut să-l iert pe Pepe. Nu. Nu. A zis că nu a mai vrut... ea să fie iertată. Ea să fie iertată. Da. Păi da, da. N-a mai vrut Pepe da. Să... Vai, uitați-vă la Pepe. Hai, mă, că erau frumos. Uite și are roșu în gât. Măi, ce mă cu roșu ăsta în gât astăzi? De-aia l-a putut la controlat, aveți roșu în gât? Ce-ai, mă? Da. Deci cine a divorțat de cine? Oana de Pepe sau Pepe de Oana? Eu cred că Oana a divorțat de Pepe. Da. Sentimental. Ok. Pentru că eu cred că în momentul în care o femeie înșală... Se spune că, studiile spun că cercetătorii americani au descoperit că femeia atunci când înșală înseamnă că nu mai iubește. De când bărbatul mai arde așa din floare în floare, da. Știi? Și de asta cred eu că eu știu că ea a înșelat. Ea l-a înșelat cu Tudy. Ne aducem cu toții aminte de video... Incidentul. Așa? Și de dedicații. Ne aducem cu toții aminte de dedicațiile pe Oana, care le... Da. Oana, te iubesc. Oana, te iubesc. Oana, te iubesc. Oana, terminați-vă. Da, Tudy schia în momentul respectiv. Mi se pare normal. Scria? Nu, schia. Aha. Era la schiuri. Cu o mână. Și a făcut o declarație. Da, da. În fața camerelor de luat vedere. Și a anunțat sentimentele betele, pentru ea. Și le-a și arătat. Și le-a exprimat. Vizual. Și acțiunea în sine a fost una care a avut un rezultat. În sfârșit un videoclip bun pentru Oana Zăvoran. Măi, terminați și aveți astăzi, ați înnebunit. Nu mai vorbim despre lucruri obscene. Dar cine a zis obscene? Schiatul e obscene. Ce contează cine, care, cum au trecut 10 ani de când au divorțat? Da, 10 ani, 2011. Da, ei consideră că încă se iubesc. Adică măruță... Eu vreau să vă întreb altceva. Dacă n-ar fi fost treaba asta atât de mediatizată, oare ei se împăcau?
Măi, știi cum a fost? Relația lor a fost chinuită tare. Să ne aducem aminte că el n-a fost dorit de către familia ei. Ea a fost întotdeauna o rebelă. Nu știm sigur dacă nu cumva diferență de vârstă între ei importantă. Înțeleg că nici ea la un moment dat n-a fost iubită, dorită de părinții lui. De a ei. De a recunoscut și știu și eu din surse sigure. A recunoscut și în podcast. A zis, nu mai știi că de Paște voiai să mergi la familie și ei nu te voiau cu mine. Da, și... da. Cumva a fost greu să duci o relație de genul ăsta, oricât de mare ar fi iubirea, la un moment dat obosești, știi? Pentru că știi cum e, iubirea e iubire, una în doi, trei, nouă. Ei e persoane publice, atenția pe... Adică nu e simplu, acum, vai, ce frumos, ce viață frumoasă au vedetele de la televizor. Da, au viață frumoasă, dar pe de altă parte, ele vin, această viață la televizor vine cu un bagaj pe care noi oamenii de rând, oamenii care ieșim pe stradă și ne salutăm doar cu vecinul, că numai pe ăla ne știm și numai ăla ne știe pe noi, pe care, cu care noi nu ne confruntăm. Adică nu cred că e ușor să te duci în mall și să vadă, uite, fac o poză cu tine. Eu vreau să vă întreb ceva, mai Oana. Există iubire între Oana și Pepe? Eu cred că da. Numai iubirea, doar iubirea. Eu cred iubirea. Că, mai o iubire de genul ăsta, așa da. Cum a fost între ei, sau mă rog, cum am văzut-o noi, și o felul în care ei au luptat pentru ea, mi-e greu să cred că ar fi putut să se stingă. Era pasiune tare de tot. Bine că a fost și mai e o chestie, știi că a fost și contextul ăla cu telenovela, adică totul a fost așa un foc. Dar eu cred că undeva acolo e, și unde este atâta ură declarată, că ei își declară ura grav. E și dragoste. E pe undeva și ceva e. Sunt nebun, mă aprind. Ideea este că să zicem că a trecut peste relația cu Pepe, mă, e foarte fericită, ceva. Este într-o relație cu Alex, s-au căsătorit, dar încă nu au făcut un copil. De ce nu face Oana Zăvoranu încă copil și nu acceptă Burtica? Vedeți imediat. Nicoleta Luciu a fost una dintre persoanele care spunea treaba asta atunci când a rămas însărcinată cu tripleți. Nicoleta Luciu este unul din motivele pe care mie mi-este frică de gravide, să ne înțelegem. De ce? Nu mi se pare să mă ierte. Dar ai văzut că și-a revenit, e super frumoasă. Și-a revenit, dar eu am rămas perechină cu imaginea cu tripleții. Ne mănâncă. Adică eu am avut senzația că mă mănâncă cineva și mi-e frică. Da, da, după aia... Aș vrea să se dea delete la pozele alea și să fie Nicoleta Luciu sexoasă pe care nu știu. Au, m-a durut tare de tot. Voi vă mai aduceți aminte? Oana, de cine? De Nicoleta Luciu? Da. Da, normal. Eu știu cum arată, dar nu mai țin minte cum arată. De fapt, era un nor. Mamă, deci băi, are dreptate Oana Zăvoranu. Îmi aduc aminte de imaginile alea, ea în cămașă de noapte albă. Aha. La spitalul de stat din București. Aha, ia uite. Ea fiind Nicoleta Luciu. Ia fi atentă. Și-o era pe bază de... Ia uite-o. Da. Dorești să-ți aduce sare de mare să-ți revii? Ne. Aici era cu tripleții, vreau nu? Și ceva, da, exact, vreau și ceva dulce. Vreau ceva dulce. Cu bator cu ceai? Da. Aer. Da, I uite-o, mam. Wow. Numai, acum înțeleg tot... conceptul de ouă kinder. Jur. Hai să nu facem mișto, Doamne ferește. Nu, doar Doamne ferește. Doar avea multe kilograme. Avea mai mult decât un copil în ea? Trei. Avea mai multe decât un copil în ea? Ferească Dumnezeu, dar se... În... Nu era în uter. Abia aștept să te să faci copii să viu la tine și să te... Câți copii are bărneva să ta în tine? În tine. Eu cred că Oana s-a speriat pur și simplu de faptul de a avea trei copii deodată în burtă. Că acum, hai să fii serios, dacă tu ai grijă la silueta ta și faci tu puțin sport și nu mănânci ciocolată ca la nebun, n-ai cum să ajungi așa. Eu cred că Oana Zăvoranu se iubește atât de tare pe ea încât... și pisicile pe care le are, să nu uităm de ele, încât cred că nu ar mai avea de unde să scoată, să dea și către altcineva. Și atunci a preferat să fie ea copilul. Dacă o urmărim pe site-urile de socializare, pe conturile ei, vedem că este un copiliț la aproape 50 de ani, cred că are.
Eu cred că asta e motivul pentru 50 de ani. Cine eu... are 50 de ani? Oana Zăvoranu, aproape 50 de ani am zis. Are 48 de ani. 48 are. Pe oricum nu prea cred că mai poate să facă copii. Mai. Ei, na, Adriana Iliescu sună cunoscut. Ce lume trebuie. Măi, bine, ăștia. Fie. Ideea este poate orice. Noi sperăm ca Oana în curând să ia această decizie, că ar fi păcat ca frumusețea ei să nu se transmită mai departe. Dar odată cu divorțul de Pepe, ea a pornit un război și cu Oana Roman. Război care parcă nici astăzi nu se mai termină. Ea a avut de făcut niște declarații incendiare în podcastul lui Măruță și vreau să fiți foarte atenți la ce a avut ea de zis. Dar de unde e lupta asta ta cu Oana? Că toată lumea a privit că e ca o luptă între tine și Oana Roman. Măi, eu n-am cum să mă lup cu ea, că pe ce să, na, să mă lup, da. N-am la capit. Nu, ea undeva e soră dintr-o altă mamă cu Pepe și atunci ea m-a văzut întotdeauna, din păcate, săraca pentru ea, ca o rivală. Știi? Mm-hmm. E ca și când aș fi eu acum supărată, gen că Julia Roberts a jucat cu Richard Gere în Pretty Woman, știi? Și ea cred că la un moment dat așa, chiar și pe la vreo 90 de ani, mai speră, știi că speranța moare ultima. Bănuiesc că de acolo îi se trage ei... Speră de ce? Că îi va aranja Pepino părul, îl va da pe urechi. Tu crezi că e îndrăgostită de Pepe? Și ia, hai să întrebăm câte lume e pe aici așa. Tu, ce zici tu? Păi să pui în mod obsesiv poze, să taghezi, adică trebuie să... Familie. Nu. Aoleu, Dumnezeule mare, ce-a fost asta? Adevărul e că Pepe seamănă puțin cu fostul iubit al Oanei Zăvoranu din perioada aia Cornel Passat. Măi, Leana, tu chiar vrei păsat. Să mă apai pe Păsat. M-am uitat și eu acum la poză și asta, dacă a rămas cu pe creier cu ce a zis Oana Zăvoranu, mi-a apărut omul în retină și mi-a făcut conexiunea, că eu îți deșteaptă la mine creierul cu ochii, funcționează împreună, nu separat. Da, acum, hai să revenim cu picioarele pe pământ. Voi ați văzut atât de apropiați astfel încât să credeți că Oana Roman ar fi îndrăgostită de Pepe? Măi, sunt atât de bun prieten și atât de familie cum se vând ei, încât nu... Adică ei și-au făcut un foarte bun PR pe zona asta, sau mă rog, ea a făcut, că nu l-am auzit pe Pepe vorbind atât de mult despre prietenia pe care o are cu Oana Zăvoranu. În schimb, cu Oana Roman, pe când ea am auzit-o, că familia mea, că mama lui, fratele că meu. Tata, că fratele. E, și atunci... Ești soarele meu! Sigur, ea e oricum și mai vocală, femeile sunt mai vocale, bărbații, da. El e și artist, vorbim despre altceva. Soarele meu, viața mea. Dar ei s-au vândut atât de bine ca și prieten, revenind la ce aveam de discutat anterior, încât mi-e greu să-i văd. Mi-e imposibil. Da, dar tu nu știi ce se află în străfunduri. Acum, revenind la teoria lui Robert, revenind la teoria lui Robert, nu există prietenie între o femeie și un bărbat. Dar nu există, nu, chiar nu există. Din punctul meu de vedere, n-are cum să existe vreodată prietenie între un bărbat și o femeie. Poate dacă Pepino nu e atras sub nicio formă de ea și... Îți dai seama că atunci nu există niciun risc. Dacă o ziceam eu... Da, yeah. Păi dar nu, dar mi se pare normal. Nu există atracție, nu există nicio șansă de ea. Adică aș putea să fiu prieten cu cineva. Pe de altă parte, pentru care eu nu am nicio... Pe de altă parte, eu cred că și dușmania asta născută între Oana Zăvoranu și Oana Roman are izvorul tot în zona lui Pepe. Pentru că Oana Zăvoranu, ne amintim că este o femeie extrem de colerică și de vocală și de atunci când iubește, da? Ce e al meu, al meu, e copil trăit, crescut la părinți singur, într-o familie, ne imaginăm că are un așa. Și acum dacă relația dintre Oana Roman și Pepe, în perioada în care ei erau căsătoriți, era foarte apropiată, gen prieteni, chiar dacă tu zici că nu, taci din gură tu acolo în banca ta, probabil că Oana și de aici, bă, dar ce e asta prietenă cu bărbatul meu, e numai al meu, ce zice ea, știi? Sau ea nu o poate, sau... Știi cum zic eu? Cum o cheamă? Muierili, când se întâlnesc muierili. Se întâlnesc... Doamnele. Se întâlnesc muierili. Da, da. Oana Roman, cred că e supărată pe Oana Zăvoranu, pentru că l-a rănit pe Pepe. Că l-a rănit. L-a rănit pe Pepe foarte, foarte puternic, profund, aș putea spune. Pro ce?
Profund. Să fie de la Pepe, să fie de la bucata de pizza, nici nu mai știu. Tăcioasă e asta mică, bă, băiatule, n-ai văzut bucata de pizza. Ideea este că ne apropiem de o scurtă pauză de publicitate. Robert, îți mulțumesc foarte mult și noi ne revedem în câteva momente.